foarte elocvent și a spus totul. A spus tot ce trebuia spus despre această carte. Eu am venit aici gândindu-mă că trebuie să încep printr-un excurs legat de ceai și de ceainărie, pentru că suntem într-o ceainărie culturală și m-am gândit cât de potrivit este felul în care ați denumit acest loc minunat, unde regăsesc prieteni, reîntâlnim cunoștințe, amici și parteneri de dialog. Vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit într-o zi de vară toridă, cel puțin la amiază. Vreau să vă mulțumesc pentru că vă apropiați de această temă, tematica aceasta a ecologismului, a ecologiei, dar care este cu siguranță în această carte excepțional tratată din punct de vedere teologic. Și aș vrea să spun care sunt plusurile și care sunt minusurile acestei cărți. În mod evident, este o carte pentru publicul modern, pentru mai ales bucureșteanul care ia metroul și care are nevoie între o stație și alta să se adapte de la izvoare. E o carte care se bazează pe sursele tradiției noastre ortodoxe și este o carte care încearcă să ofere o sinteză. Nu încearcă să fie extraordinar de, aș spune, erudită. Aparatul critic este minimalist, dar în același timp e o carte care ține să ne trimite spre esențial. Și esențialul sunt textele filocalice, sunt textele liturgice, sunt textele din Sfântul Maxim Mărturisitorul, în mod special, și câteva referințe la autorii contemporani. Este o carte și polemică, de aceea te ține în priză, pentru că ea polemizează în mod suveran cu Patriarhul Bartolomeu I-ul, Patriarhul Bisericii Ecumenice, Patriarhul Verde, cum i s-a spus, iar autorii o fac foarte dezinhibat, într-un stil pur american. Până la urmă, Michael Butler este un texan și cine s-a întâlnit cu Republica Liberă a texanilor știe că acei oameni sunt mai degrabă iconoclaști. Și apoi Andrew Morris este un convertit la ortodoxie pe care am avut privilegiul să-l cunosc, un cunoscător al problemelor economiei globale, care s-a convertit la creștinismul ortodox și care nu a înțeles niciodată de ce ortodoxia de școală, ortodoxia de catedră trebuie să cedeze atât de mult discursului stângist despre până la urmă ecologie. Aici ar trebui să stăm puțin și să ne gândim câți dintre noi în spațiul ortodox am avea civilitatea de a angaja un dialog polemic cu propriul nostru patriarh pe chestiuni fundamentale, de pildă, fără să devenim grobieni, cum nu se întâmplă nicio secundă cu acești autori care nu fac niciodată un argument ad hominem, nu își atacă liderul spiritual, dar care se distanțează profund din punct de vedere teologic față de câteva propoziții. Și în esență, ceea ce îi atacă sau critică la Bartolomeu I, la până la urmă părintele spiritual al bisericii ecumenice, este ortodoxe ecumenice, este faptul că domnia sa a îngurgitat prea mult din jargonul bisericii World Council of Churches, bisericilor, să spunem, africane, în mod special africane, care sub un imperativ sau altul au preluat la rândul lor discursul marxizant, jargonul marxizant despre colonialism, despre culpa omului alb, despre culpa civilizației occidentale în raport cu întreaga umanitate. Foarte adesea discursul ăsta de stânga poate fi întâlnit la episcopi anglicani, mi s-a întâmplat să descoper asta foarte des la Londra, mi s-a întâmplat să descoper asta în America, dar iată, discursul ăsta poate fi și mai întemeiat într-un continent ca Africa, unde un Desmond Tutu, cu siguranță mă refer acum la un episcop din Africa de Sud, va acuza suferința poporului său din Africa de Sud pe seama unor, să spunem, forme de orândire politică pe care Occidentul le-a impus. Dar de ce spun asta? Pentru că mecanismul explicativ prin care unii folosesc discursul marxizant cu referire la, să spunem, oprimarea minorităților etnice sau mecanismul explicativ folosit de alții cu privire la, să spunem, suferința în care se găsește o pădure, o părticică a creației, mecanismul este același. Și anume, mecanismul este unul de ordin psihologic, prin care tu, reprezentant al unei majorități, în cazul nostru, să spunem, suntem o majoritate ortodoxă în această țară, ești suspectat prin simplu fapt că ești membru al unei majorități
de o anumită persecuție indirectă și involuntară de cele mai multe ori a unei minorități. Marxiștii și-au dat seama în secolul 20, asta a făcut o școală de la Frankfurt, că dacă nu mai ai neapărat, să spunem, distincția fundamentală între proprietarii de capital și proletariat, proletariatul a dispărut, trebuie în secolul 20-21 să inventezi alte forme, da? Alte forme de exploatare imaginară a unei majorități de către o minoritate. Și în felul ăsta ajungem și la victimizarea sau autovictimizarea pe care heterosexualii trebuie să-și o asume în raport cu homosexualii, victimizarea pe care tu ca majoritar ortodox trebuie să-ți o asume în raport cu anumite minorități religioase și victimizarea pe care cu siguranță tu ca alb, ca reprezentant al civilizației euroatlantice trebuie să-ți o asume în raport cu alte continente care, și aici spune Bartolomeu și suspectează Bartolomeu, sunt vinovate, și o spune explicit negru pe alb, sunt vinovate pentru marile dezastre ecologice ale secolului 20. Aici autorii sunt polemici și spun, nu e tocmai așa. Și cine se uită bunoară la istoria curățării râului Rin în Germania, descoperă că totuși țările cele mai civilizate, țările cele mai avansate tehnologic au reușit să evite catastrofe pe care alte țări, precum țările înapoiate ale blocului sovietic, nu le-au preîntâmpinat. Să nu uităm că în 1986 era o teroare în mai ales estul țării, în Moldova, nu mai spun în Basarabia și nu mai spun în Ucraina, pentru că până la urmă sovieticii nu fuseseră în stare să controleze acel defect fatal și letal de la Cernobâl, care a afectat viețile după aceea a milioane, îndrăznesc să spun, de oameni. Deci incapacitatea structurală a unor guverne și a unor forme de orânduire politică de a proteja omul care ar trebui să fie centrul politicilor noastre, această incapacitate este acuzată de autorii aceștia în răspăr sau în contrast cu mai degrabă preocuparea Occidentului față de această centralitate pe care omul trebuie să o reprezinte. Deci, într-un fel, acești autori se ceartă cu un patriarh care a interiorizat prea mult din discursul stângii, care și-a asumat prea mult discursul secular despre vinovăție. Este foarte interesant aici. Transferul între discursul duhovnicesc despre pocăință și discursul secular despre vinovăție. E o temă pe care poate alții o pot dezvolta dacă doriți să intrăm într-un dialog. Și ei spun, nu vreau să mă simt vinovat pentru faptul că am luat un avion de la, să spunem, din Dallas până la București să vizitez niște mănăstiri. Ei refuză să accepte că poartă acel footprint undeva în mintea lor și pentru care trebuie să intre într-un soi de ritual de expiere. După cum știți, sunt biserici, s-a întâmplat asta în 2007 în România, bisericile evanghelice, așa zis evanghelice, au cerut tuturor celor care au venit să viziteze Sibiu cultural, tuturor nemților care au venit să viziteze Sibiu cultural, aceste biserici le-au cerut acelor cetățeni să cumva își răscumpere vinovăția printr-o donație, vinovăția de a fi luat avion, atenție, printr-o donație către o casă de copii și așa mai departe. Deci noi noțiuni de vinovăție colectivă, imaginară și nu de, cum se spune, o responsabilitate individuală, încep să planeze asupra, ca un nor sau ca un smog, ca să fiu mai antiecologic, asupra unei majorități. Trebuie să respingem această idee de vinovăție generică, de vinovăție globală, care, de fapt, dizolvă principiul responsabilității individuale. În primul rând trebuie să fii responsabil pentru tine însuți. În același timp, autorii atrag atenția asupra faptului că individualismul, care ar fi cealaltă capcană, în care doar tu de tine ai grijă, nu este în regulă în măsura în care Biserica Ortodoxă vede omul ca fiind persoana în comuniune mereu cu ceilalți. Și ce ar fi de spus aici despre acești autori? Ei sunt până la urmă tot ceea ce trebuie să fie biserica. Ei sunt, pe de o parte, în cazul Father Michael, în cazul părintelui Michael Butler, partea sacerdotală a bisericii și în cazul lui Andrew Morris, partea, să spunem, laică a bisericii. Și într-un fel de dialog simfonic stau de vorbă despre ceea ce este cu adevărat chemarea bisericii pentru asumarea, nu doar, repet, a unui individualism pe care Occidentul și l-a asumat de mult, ci și a unui personalism comunitar pe linia lui Dumitru Stăniloae, care te deschide către faimoasa experiență a liturgiei cosmice. Și ce au ei de spus
în această privință. Știm cu toții și din catehez, și din cateheza ortodoxă, și din liturghia ortodoxă, și din marile texte. Ei anume spun că omul trebuie să se întoarcă de acolo de unde a plecat. Și de unde am plecat cu toții? Am fost alungați de noi înșine, am putea adăuga, din marea grădină, ca să fiu tautologic, paradisiac, nu-i așa, paradisus, în grecește, cred că pe un filon iranian, înseamnă grădină, și am fost alungați dintr-o grădină prin actul de neascultare a lui Adam, am căzut într-o vale a plângerii în care a apărut crima, a apărut violența, a apărut sângele vărsarea de sânge împotriva aproapelui, după care am avut nevoie de Hristos care să ne reconcilieze unii cu ceilalți și cu Dumnezeu, pentru ca să redescoperim în biserică și posibilitatea iertării, și posibilitatea împăcării, dar și posibilitatea transfigurării experienței creației. Toate fenomenele se cer după cruce, spunea Maxim Mărturisitorul. Cum se întâmplă lucrul ăsta? Cum poți să privești la creație și să vezi în creație o epifanie, o revelare a frumuseții lui Dumnezeu? Cu siguranță punând la lucru nu conceptul, cum zice Hegel, ci mai degrabă inima curățită de har. Și atunci când vei fi în stare de acest lucru, prin harul lui Dumnezeu, cu siguranță vei vedea în jurul tău o mulțime de semne, care sunt semnele bunătății și ale iubirii lui Dumnezeu. Când te uiți la creație și începi să întrevezi, aproape în sens etimologic, să întrevezi semnele prezenței divine, atunci poate te-ai apropiat de acea chemare fundamentală a omului de a fi mereu în comuniune cu Dumnezeu și cu creația lui. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă simplu. Actul acesta de curățire trebuie să fie permanent. Actul acesta de curățire presupune actul permanent de îmbisericire până la urmă, până ajungi la acea eclesiasticon fronima, la acea conștiință eclezială, ai multe de parcurs, ai de lepădat ipostasul biologic și trebuie să devii ipostas eclezial, cum spune Ioan Zizulas, și pentru toate astea ai nevoie de smerenie. În fața creației lui Dumnezeu este apoi loc de laudă și în felul acesta, în fața creației transfigurate de frumusețea lui Dumnezeu, aici e un argument foarte interesant pe care îl aruncă în dezbaterea teologică un mare teolog american pe care vi-l recomand din suflet, David Bentley Hart. În fața creației lui Dumnezeu apare acest extaz al sufletului îmbătat de iubirea divină, care este extazul laudei, al doxologiei. Și ne întoarcem deci la textele lui David și la textele de la Vecernie Bunoară, la Psalmul 103, în care noi de fapt lăudăm pe Dumnezeu, lăudând și creația lui. Cât de des suntem în stare să vedem frumusețea creației lui Dumnezeu, nu știu. În condițiile în care noi, să spunem, noi, când spun noi, ca societate românească, suntem victimele, în primul rând victimele unui, să spunem, unei traume istorice care a fost comunismul și unei inginerii sociale care ne-a aruncat pe noi milioane la număr în aceste, cum ne-am spune noi în Ardeal, golumbării, care sunt blocurile, adică în aceste așezări antiumane, inumane, care ne-au rupt cu totul de natura creată. Suntem deci într-o situație mai degrabă tristă, noi cei din răsăritul european, în care trebuie să reinventăm arta locuirii, în care trebuie să redescoperim bucuria unei șezători într-un cerdac, bucuria apropierii de lucrurile naturale. Și dacă e ceva să spun, ca să mă întorc de unde am plecat, despre această carte, este că poate ea nu spune suficient de mult despre virtuțile pe care natura, în sensul absolut, aș spune imediat și chiar utilitar, le are. M-aș fi așteptat, Bunoară, să găsesc, mai ales pentru că ei trebuiau să știe că vom lăsa această carte într-o ceainărie, un elogiu adus ceaiului, Bunoară, mușețelului, mă așteptam să existe un elogiu adus lămâiței chinezești, mă așteptam să existe un elogiu adus hibiscului, de pildă, atâtor plante care ne fac pe noi sănătoși, care ne fac să descoperim că în natura aceasta ignorată se află adesea tămăduirea noastră, se află multă vindecare, se află multă sănătate și că dimpotrivă, nu-i așa, în excesul de chimicale pe care le îngurgităm cu asupra de măsură, se ascunde sfârșitul și moartea noastră. Deci există o prelungire a teologiei creației pe care acești autori ne-o propun într-o meditație asupra, repet, utilității acestor binecuvântări din natură. Părintele Gelasie,
de la Frăsinei într-un jargon imposibil de penetrat, dar cu o bunătate absolut copleșitoare, a reușit să propună o asemenea meditație pe marginea plantelor, din câte mă amintesc eu. E singur autor care îmi vine minte, dar cu siguranță putem recupera din tradiția sapiențială a, să spunem, patericului românesc, multe asemenea pasaje în care sfinții, nu-i așa, își găsesc bucuria printre animale, în natură, întotdeauna înconjurați de vietățile lăsate de bunul Dumnezeu. De altfel, iconografia ortodoxă recuperează foarte bine această imagine a intimității între sfânt și, cum ai spus tu, Paul, și animale, fiarele pământului, dacă te gândești la iconografia lui Serafim de Sarov, faimosul urs, cu siguranță nu ne duce cu gândul la Putin, ci ne duce cu gândul mai degrabă la ursul care devine, devine slujitor. Cartea mai, cu asta închei, cartea vă mai oferă o tipologie interesantă, mai vorbește despre trei moduri de a fi în lume. Modul în care robul se instalează în lume și acesta este dominat de afectul fricii. Ce face robul? Se teme de pedeapsă și atunci nu arunci țigara, mucul de țigară, sau poate nu arunci plasticul nenorocit, pentru că te temi de retaliere, de un răspuns negativ din partea stăpânului, care e Dumnezeu. Asta este formula, să spunem, robului imatură spiritual. Există după aceea formula sau instalarea în lume a slujitorului care se gândește că dacă nu face o faptă rea, va face o faptă bună, și nu mă întreb cine va face prima faptă bună de a pescui acel plastic. Și a treia instanță este aceea în care Fiul lui Dumnezeu face lucrurile bune de dragul lui Dumnezeu. El nu se mai teme, acolo unde este iubire nu mai există frică. Cu aceste gânduri vreau să mulțumesc încă o dată editurii Rost, vreau să-i mulțumesc lui Claudiu în mod special pentru că a ținut la această colaborare și vreau să vă spun că Lord Acton Institute este cu adevărat o instituție specială, nu pot să vă doresc decât să ajungeți la succesul lor. Au reușit să atragă 5 milioane de dolari acum un an, așa că ei și-au creat un nou sediu. Nu pot să vă doresc decât la următoarea lansare să ne aflăm și noi în aceeași ipostază în care să mulțumim unor generoși sponsori pentru donațiilor de 5 milioane. Dacă nu, vă doresc să creșteți organic, așa cum partidul pe care îl reprezint, dacă tot e să fim într-o cheie bio, încearcă să crească și el organic. Vă mulțumesc!